Ceea ce vedem în această imagine, vedem, deci, cele două componente principale. Ne-a rămas de discutat acum cum procedăm să transformăm, nu -i așa, macheta noastră, alcătuită din dinți, dinți de acrilat, dinți de proteză, bază din ceară, Croșetele asociate a acestei baze, cum transformăm această proteză, această machetă în proteză. Cum transformăm această machetă în proteză definitivă? În imagine vedem ceea ce s-ar putea numi port sau portmatrița desfăcută în două bucăți. Nu se numește așa, se numește cuvetă. E o preluare a unui termen din limba franceză. Observați că are două componente, parte tată și parte mamă. Cele două nu pot fi montate diferit în sensul că piesa asta intră numai aici și piesa asta intră numai aici, deoarece aici este o incizură mai mare și aici este o incizură mai mică. Asta e incizura mai mare, asta e incizura mai mică, deci n-ai cum să le montezi viceversa, sub nicio formă. E bine, aceste, această uh, cuvetă este alcătuită nu doar din două componente principale, ci aceste două componente se redesfac, să zicem, sau se desfac suplimentar în capac și inel sau ring. Vă să zică un capac și un ring, un capac și un ring. Dacă le privim uh, separate, le vedem în acest mod și sigur că într-una din ele vom introduce, așa cum se vede în această imagine, vom introduce modelul nostru cu tot, cu machetă, cu tot, cu croșete și de asemenea o cantitate de gips. De fapt, se poziționează gipsul inițial. Va să zic că am pus capacul, am pus ringul de la partea mamă, așa cum se vede aici. Și după aceea, în acest gips, am înglobat, am așezat macheta noastră cu tot cu modelul. Nu o să poți să-i tehnicianului: Dăm proteza pe model. Că o să râde de mine tehnicianul. Nu se mai poate. Modelul s-a înglobat odată cu gipsul acestui prim timp de ambalare, spunem noi. Dacă ne aducem aminte de la acest studiem pe primul semestru, seamănă cumva într câtva cu ambalarea unei machete de ceară pentru o piesă metalică turnată, nu-i așa? Cu diferența că acolo lăsam o tije pentru ca pe tije să poată curge metalul, aici nu facem acest lucru, aici facem pur și simplu un tipar, să zicem așa, nu? Din două părți care se pot desface și o să vedem pe parcursul discuției noastre de ce procedăm în acest mod. Deci, cu alte cuvinte, în prima parte a cuvetei am introdus modelul cu tot cu machetă. După care privim cu atenție, aici se realizează o prindere în gips a croșetelor și în același timp o deretentivizare a dinților. E un lucru foarte important și anume această uh, porțiune de gips care se depune peste dinți, în așa fel încât pentru componenta a doua, o vom vedea imediat, acești dinți să nu reprezinte retentivități și să ne împiedice să desfacem cele două componente ale machetei. Haideți să privim mai departe. O să zic că am introdus uh, această, uh, acest model cu uh, macheta în gips și iată aceste uh, borduri de gips trebuie modelate neretentiv, după care toată această piesă se izolează se izolează cu un material uh, care conține pectină, se numește pectizol pentru ca componenta a doua să nu se, uh, să nu se Uh, lipească gipsul din componenta a doua, să nu se lipească de gipsul din timpul 1, cum spunem noi. Ce face tehnicianul aici este o, o, o manevră opțională uh, și anume el uh, ia niște silicon uh, de adiție era în cazul ăsta, așa cum s-ar zice strică orzul gâște, dar n-are nimic lasă că e bine, niște silicon de adiție pentru a acoperi fața vestibulară a machetei. De ce face acest lucru? Pentru că dacă nu, în momentul în care o să vedem imediat, punem cealaltă componentă a chiuvetei și uh, realizăm timpul doi al ambalării, în timpul 2 al ambalării o cantitate de gips din timpul 2, din momentul al doilea, din partea superioară, nu? din partea tata a, matrici, a uh, matriței noastre, ar intra în direct contact cu dinții și cu fața vestibulară a uh, machetei protezei noastre. Nu ne-ar deranja foarte mult că intră în contact cu dinții, dar dacă ți intră gipsa aici pe aceste interdentare atât de fine și frumos modelate până le scoți de acolo s-ar putea să nici nu-ți mai iasă și dacă te uiți cu lupa tot să mai vezi urme de gips și pacientul va purta și puțin gips pe tot restul vieții lui, ceea ce nu este foarte elegant. Da? Și atunci pentru a proteja de viitorul gips această porțiune a, 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 care este foarte importantă pe vestibulara dinților nu? atunci tehnicianul depune acest material siliconic. Sigur că sunt detalii de laborator de tehnică dentară, dar e bine cel puțin odată să le vedem și să auzim despre ele. Iată, așa arată în acest moment nu? timpul 1 al ambalării, deja așa îl numim acum, nu e așa, cu fața vestibulară a dinților izolată cu uh, silicon, da? cu dinții deretentivizați și cu croșetele prinse Față de dinții pe care se poziționează, nu față de dinții uh, modelului, dinți de gips, da? Deci croșetele sunt prinse aici, în acest gips din timpul 1. Macheta cu modelul, așa cum spuneam, cu tot croșetele, pusă în primul timp al ambalării, în partea inferioară a uh, cuvetei noastre. Și acum vine ringul de la timpul 2. Hmm? care, așa cum spuneam, nu intră decât într-o poziție, are un sistem de cuplare mai mic și un sistem de cuplare mai mare, ele nu pot fi răsucite sub nicio formă. Și în acest moment ce trebuie să facem? Ce trebuie să facă tehnicianul, bineînțeles? Să depună o cantitate de gips peste ceea ce observăm în imagine, și anume să realizeze ambalarea în timpul 2 sau să realizeze timpul 2 al ambalării. Acum, sigur că acest timp 2 al ambalării trebuie să fie o cantitate de gips care să nu cumva să se lipească, să facă priză, să adere de ceva din ce a fost la timpul 1. Pentru că noi vrem ca cele două componente să fie separabile și o să vedem imediat de ce. Vă să zic că completăm cu gips, am poziționat foarte bine și capacul, sigur că se va strânge într-o presă ca să eliminăm excesul de gips. După această imagine, spuneam că cele două componente nu pot fi încurcate, nu? Adică acest capac ulterior nu va putea fi pus în sens invers. Și după ce acest gips a făcut priză, ce facem? Băgăm totul în apă fierbinte pentru ca să înmuiem ceara și să o putem îndepărta, să o putem spăla, fiindcă în locul ei noi vom introduce acrilatul și iată în momentul ăsta desfacem ambalajul, desfacem cuveta în cele două părți componente pur și simplu se pune o spatulă și se lovește puțin cu un ciocan și atunci cele două componente se desfac vedeți de aici deja capacul a fost îndepărtat se desface în practic um, cuveta în cele două părți componente ale ei și acum se spală ceara, e foarte interesant cum se spală ceara, e o, o manevră foarte interesantă, ce vedeți aici este un ibric găurit și toată ceara curge în această apă clocotită. Acum, sigur că întrebarea ar fi, curge ceara în apa clocotită, dar eu când, eu de unde iau apă fierbinte? Păi tot de aici. Păi dacă iau apă tot de aici și dacă această apă are ceară, așa cum vedeți și aici în imagine, apa la suprafață are ceară, ceara este mai ușoară, plutește. Dacă această apă are ceară, în momentul în care eu aș scurge apa fierbinte, cu ceară, nu? Pe la bordura superioară a acestui ibric, aș depune în interior apă cu ceară. Ori eu vreau să scap de ceară complet. Cum pot să fac acest lucru? Foarte simplu. Dau o gaură în uh, ibric și atunci ceea ce curge pe aici va fi doar apa. Când văd că scade nivelul și că începe să ajungă apă cu ceară care riște să curgă peste uh, matrița mea, în momentul ăla mă opresc, introduc din nou ibricul în apă cu ceară, n-are nimic, niciun fel de problemă. Și când îl ridic pe la baza, lui, prin gaura din baza lui, va curge numai apă fierbinte, curată, fără ceară. Încă, iată un mic detaliu de laborator. Va să zic că în acest mod, tehnicianul, iată, um, curăță de ceară toată matrița și partea de la timpul 1, cum ar veni și partea de la timpul 2. Practic, ceara este îndepărtată total. Dinții au rămas suspendați în gipsul în care i-am prins, cu tot cu, așa cum se vede, nu? cu tot cu siliconul respectiv, Asta este o parte a matriței, da? Și sigur vom vedea și partea a doua a matriței. Iată, jumătatea a doua. Și de aici se îndepărtează, așa cum spuneam, urmele de ceară în totalitate. Ce urmează să realizăm acum? Să constatăm că cele două componente ale matriței noastre sunt exacte, și dacă ne uităm cu atenție. Nu este nimic altceva decât ce. Iată. Modelul nostru cu croșetele prinse în gips. Lipsind, lipsind ceara, am spălat. -o. Și lipsind dinții care sunt prinși în componenta de la timpul 2. Este extrem, extrem de clar. Acum se vede foarte clar și diferența, da, de cuplare dintre uh, cele două componente uh, ale uh, stânga și dreapta ale Cuvetei, pentru că dacă această parte aș pune acum aici, și partea asta aici, adică aș pune invers, nici nu s-ar potrivi. Pe și eu o să spunem, păi nu s-ar potrivi și îmi dau seama, păi până să-mi dau și până să nu-mi dau seama, e mai bine că ele sunt făcute așa, da? Ca să aibă o singură poziție și ca să fiu sigur că această parte va veni aici și această parte va veni aici. Ok. Odată ce aceste lucruri sunt clare, nu mai rămâne decât ca în interiorul acestei matrițe, unde a fost ceara, să îndesă acum niște rășină acrilică. Noi spunem rășină, rășină înseamnă până la urmă un material plastic, este nimic altceva decât plexiglas, sigur cu câteva adausuri de culoare și de alte mici componente, filere, dar este un plexiglas până la urmă ceea ce poziționăm noi în această uh, matriță. Un plexiglas va fi la final. Ceea ce poziționăm noi inițial este un amestec pulbere și lichid, o să-l vedem imediat. Deci, în acest moment, tehnicianul este gata să realizeze amestecul sistemului pulbere și lichid, nu înainte de a îndepărta toate marginile de gips care s-ar putea fractura. O să spunem bine dacă îndepărtează aceste mici margini de gips, pe acolo o să iasă niște plusuri. Păi ies niște plusuri și le îndepărtează el cu freza după aia. Acum, din nou, izolează tiparul. De ce izolează tiparul sau matrița noastră? ambele componente, cu atenție să nu cumva să dea cu izolant aici pe suprafața dinților, că nu se mai lipesc dinții în proteză, nu așa? De ce face asta? Pentru că acest material, iată el este acum în formă de pulbere, va fi amestecat cu lichid, acest material pe care iată acum îl prepară să nu cumva să adere de gips și la aderența puternică a lui de gips, care este posibilă în momentul în care desfaci după polimerizarea acrilatului cele două componente ale machetei, ți se rupe cu gips, cu proteză, cu tot și ai făcut totul praf. Ca să nu se întâmple lucrul ăsta, noi trebuie acum din nou să izolăm. După ce am izolat, așteptăm ca acrilatul să ajungă într-o astfel de stare de pastă, da? ca un fel de cocă de, de plăcintă, iată, tehnicianul poate să o modeleze, doctorul Șerban Popescu, o legendă a catedrei noastre, privește admirativ și pe bună dreptate. Iar acest material este acum îndesat pur și simplu cu multă atenție în componentele sensibile, pe dinți, să fim siguri că a intrat. Se depune mai departe în toată uh, componenta, în toată matrița, nu? în tot tiparul, și acum tiparul este închis. Tiparul este închis. Și este băgat la presă. De ce? Pentru că, în momentul în care îl presăm, presă care inițial vedeți că e mecanic, e un șurub acolo, după care se apasă hidraulic. Observați, vă rog, această manetă din dreapta, da? Iată, în momentul în care presăm hidraulic o presiune de 2-3 atmosfere, excesul de acrilat este îndepărtat. După ce îndepărtăm excesul de acrilat, este foarte important ca să menținem cele două componente strânse într-un astfel de piesă numite ring, în ring, aici se strânge foarte puternic la mână, da? pentru ca nu cumva în timpul în care acest ring va fi introdus în apă fierbinte pentru ca rășina să se polimerizeze, să nu cumva ca cele două componente să se desprindă și, sigur, matrița noastră să fie falsificată. Acest ring, așa cum spuneam, se introduce la fiert, uh, nu cred că poate cineva să confunde aceste oale de pe vremuri, ele cunosc foarte multă stomatologie. E bine, și după ce s-a realizat polimerizarea, vă dați seama ce se întâmplă, se desfac cele două componente ale uh, tiparului nostru, nu? Ale chiuvetei noastre și uh, se eliberează practic uh, proteza noastră, produsul finit, nu așa? Produsul finit după polimerizare, noi mai trebuie să-l finisăm acum, uh? se eliberează din gips. Ce observați? Observați că cantitate importantă din model a rămas agățată în retentivitățile protezei, gipsul se rupe, se distruge. N-ai cum să recuperezi întreg, este exclus așa ceva. Și în momentul ăsta trebuie să se realizeze îndepărtarea plusurilor și sigur că ies întotdeauna niscaiva plusuri, trebuie să se îndepărteze în totalitate orice gips care a, a rămas prins cumva de proteză. Imaginați-vă ce dezastru ar fi fost dacă pe fața vestibulară ar fi rămas gips intrat pe interdentar acolo. Bine că a pus tehnicianul nostru, nu? Acel silicon. Acum îi vedem foarte bine utilitatea. E, iată, cu astfel de freze, cu pietre ulterior, e, o să vedem și cu niște discuri e, și niște e, elemente de tip e, hârtie abrazivă, iată, prinse pe mandrină, se realizează finisarea e, acestei proteze, după care se face lustruirea ei, vedeți că și uh, dinții din zona frontală primesc un fel de uh, adaus uh, estetic uh, prin separația interdentară, nu? cu discuri diamantate. Uh, manevre de finețe, de finisaj. Sigur că este foarte important și această porțiune acrilică să fie foarte bine lustruită, nu intrăm în detalii, este un motor de lustru, cum mai este el denumit. Și practic după ce uh, toate aceste operațiuni sunt uh, realizate, proteza este gata să fie uh, inserată intraoral.